Este un oraș special. De acolo au venit foarte, foarte mulți copii la noi în emisiune. Exemplu este și domnul pasionat de Feng Shui, mitologie egipteană și greacă, ce tocmai intră în studio. Să-l invităm pe Răzvan! Salut! Salut! Eu știu despre mitologia greacă și egipteană. Până acum în Creta s-a construit un labirint pentru Minotaur, o creatură mitologică care... Ah, am auzit, Minotaur la Maxim. Da, am auzit. Nu Minotaur la Maxim. Minotaur, creatură. Creatură mitologică. Care și mai cum, numele de familie care e? Nu avea nume de familie. Era fiul al regelui Cretan. Era mai Cretan, așa? Da. Așa. Nu mai Cretan. Era din Creta, un oraș. Și atunci arhitectul Dedal a construit un labirint pentru el, ca să nu mănânce și pe regele din Creta. Nu știu cum îl cheamă. Despre mitologia egipteană eu știu că în arta egipteană, Ra, zeul soare, el era zeul soarelui. Anubis. Zeul soare era zeul soarelui? Da, zeul soare era zeul. Dar și ăștia erau cretani, așa? Nu. Dar ce erau? Egipteni. Cretanii erau egipteni? Da. Nu. Cum să fie? Cretanii erau greci. Și egiptenii cum să fie cretani? După mitologie, Ra, când noi dormim, el... Dar ce, tu ești egiptean? Nu. Păi de ce ai zis? Când noi dormim, la noi în Egipt? Da, când dormim, Ra traversează cele 12 porți până la poarta în care se transformă în soare și apare o nouă zi. Cum se numesc cele 12 porți? Poarta 1. 1. Poarta 2. 2. Ia să vedem cum se numește poarta 3. 3. Bravo! Excelent! Inspirației. Da. Cu denumirile cu asta. Așa, continuă. Conform mitologiei egiptene, da, înainte să intre defunctul în viața de apoi... Cine? Defunctul. Dar vorbește frumos, totuși suntem la o emisiune cu copii. Defunctul. Ce e asta? Defunct. Și ce face el? Cu ce se ocupă? Se ocupă cu judecata de apoi, care se duce. Unde se duce? În lumea de dincolo, după aia la, se A, duce în străinătate. La nu în străinătate. Păi cine e defunctul? El hotăra cine să plece sau ce? Nu, defunctul era mortul care se ducea în lumea de dincolo. În lumea. Dar cine l-a omorât pe defunct? Nu are importanță. Cum nu are importanță cu cine l-a omorât pe bietom? Păi ce facem? Suntem în România sau suntem în Egipt? Nu l-a omorât nimeni, a murit el din pricina unei boli. Ce boală a avut? Boală, Ramses a murit de obicei de o carie, că nu s-a spălat pe dinți. Îl durea foarte tare. Ramses era grec, după cum mi-ai povestit. Nu, era egiptean. A, nu, era defunct. A avut și el funcția de defunct la un moment, dacă a fost, da, a avut rang înalt. Da, că a fost la, în lumea lui Osiris. Osiris ăsta cine mai e? E zeul morții. După legendă, Osiris, de fratele său Set, cum? A fost tăiat în bucățele. Dar ce treabă aveau egiptenii înainte? Să muncească. Uneori să muncească. Alteori să pregătească mâncare. Oricum, egiptenii n-aveau haine. Băieții porteau ruchii și fuste. Stăteau dezbrăcați, purtau fuste. Copiii stăteau dezbrăcați fără nici pe o haină. Deci, Osiris? Da, zeul morții, ca și Anubis. Dar Anubis? Da, Anubis e tot zeul morții. Dar zeii n-aveau întruchipare de om. Unii aveau întruchipare de șoim. Șoimi? Da, șoim. Care zboară? Da.
Și de unde știau că e zei și nu șoimi? Păi și alții aveau întruchiparea pui preț pe ce te întreb. De șacal, un fel de lup. Ăia așa cu două urechi, care stau așa la porțile templului? Da. Da. Ce, nu stau bine? Nu. Ok. Așa, Ra avea... Iar e de la început cu Ra? Ra avea întruchipare de șoim. Ca păi și dacă era soare... Păi s-a transformat în soare, am zis. Chiar așa e. Du-te, mă, eu n-am văzut niciodată niciun șoim care dacă se faci mișto de mine, le spun și eu. Cei de la Modenii să facă mișto de tine. Dar care? Ce de la Mondenii? Ce Mondenii? Mondenii de la prima! Nu știi? Păi dar cine să facă mișto de mine de acolo, mă? Nu știi pe Mondenii ăia? Păi cu atât mai mult, că știu. N-au nici umor? Nu! Păi... Pentru că eu mă fac arheolog când o să fiu mare. Are legătură cu discuția. Ia. Și tu ca arheolog, deci vrei să cutreri mările, nu? Nu să cutreier mările. Păi ce face arheologul? Descoperă mori și orașe vechi și temple. Nu mă, Doamne ferește, nu mai zi să vrei să fii arheolog. Ba da. Este un om căruia îi lipsește arheul. Este o parte din picior. Arheolog. Nu. E o loc de arheu. Nu. Ba da, dar ce faci? Ce zici tu că face? Descoperă lumii antice. Antice? Da, antice. Și la anticariat ce faci? Anticariat ce e la antice? Păi ia gândește-te logic. Anticariat. Te duci să scurezi carile. Ce am ajuns? Să fiu coleg cu Bendeac. Cu Bendeac? Da, sună ciudat. E un nume ciudat. Da, foarte ciudat. Da. Bun, și... Feng Shui, apă și vânt. Stai puțin. Oprește-te două secunde. Da. Deci, am vorbit despre piramidele din Grecia. Am vorbit despre Egipt, de funcți și... Piramidele din Grecia. Da, măi! Și, cum îi spune la mai zi? Acolo, în Atena, în Egipt, știi că e un palat acolo sus, dacă ce? Te duci. Acropole, mă. Acropole. În Egipt. N-ai auzit de Acropole din Egipt? Eu cred că e în Grecia Acropole. Te aude cineva. Deci am vorbit de toate lucrurile astea, am învățat. Am învățat și tu ai învățat că Acropole este în Egipt și că piramidele sunt în Grecia. Eu cred că este ai încurcat. Bine. Piramidele sunt în Egipt, necropolele sunt în Grecia. Necropolele, da. Da. Și de funcții? De funcție să găsesc oriunde. În România, oriunde pe pământ să găsesc. Și, bun. Și acum vorbim despre șui. Ce e șui? Ce ziceai că e șui? Șui, ce ai șui? Ai zis tu ceva de hei, șui, sau ce? Nu am zis nimic. Mai înainte ai început să povestești Feng Shui. Da, Feng Shui. Păi de asta ai început să-mi spui. Ce înseamnă? Care este etimologia? Feng Shui înseamnă Yin și Yang. Stai-mă puțin două secunde, nu te încorda prea tare. Zi-mi, te rog frumos, de unde provine cuvântul ăsta? Care este etimologia acestui cuvânt? Provine sunt din două cuvinte? China. Sunt două cuvinte? China. Sunt două cuvinte? Nu, China. Dar ce înseamnă Feng Shui? Apă și pământ, adică înseamnă apă și vânt. Deci câte cuvinte sunt? Apă și vânt una. Apă și vânt, așa, nu? Apă și vânt. Două sunt cuvinte. Apa, vântul, feng, shui. Shui, două sunt. Păi nu vii mie să vorbești despre niște lucruri pe care nu le cunoști. Încurci și capitalele țărilor, încurci piramidele cu acropolii. Vrei să spun ok, ceva? Să revenim la... Ce vreau să-mi zici? Tu le încurci, nu eu. Dacă eu le încurc, dacă eu nu le știu... Da?
Să știi că eu am învățat la biologie foarte bine. Când? Când? E adevărat că a fost de mult, dar am reținut ceva. Ce? Biologia a fost materia mea de bază. Sunt cam răcit. Ai dormit desculț și tu? Nu. Nu? N-ai dormit desculț? Am dormit cu picioarele în pătură. Oricum, eu noaptea nu dorm. Stau în pat cu ochii deschiși, pur și simplu. Da, da, de ce? Pentru că mie niciodată nu mi-e somn. A, tu ești un feng shui așa un pic. Da, și cei care fabrică feng shui se numesc giromanți. Nu, giromantele sunt alea de au polițaii pe, știi, și fac Nu înțelegi, giromanți. Dar ce înseamnă feng shui? Ce faci când ești mai feng shui? Feng shui înseamnă armonie. La, în muzică? Nu muzică. Nu, înseamnă armonie. Ce fel de armonie? Fii mai explicit că pe mine... Armonie simplă. Cum ar fi armonie? Liniște înseamnă. A, adică să taci. Liniște și pace. Liniște și pace, adică să taci. Da. Tu nu prea ești feng shui atunci. Pentru că e în arta chineză. Arta chineză? Da. Și tu nu ești chinez? Sunt român. Știi asta? Urmează La copiii spun lucruri trăsnite. Ok, ești așa deștept. Solomon e un nume. Nu, da, cine a fost Solomon? Solomon mai apare și în evrei. Solomon și cu David sunt frați. David e împăratul evreilor. Amon era zeul fertilității masculine. Și Isis... Mă lasă-mă, mă, încolo, mă. Nu știi nimic. Câte cărți ai acasă? Pe mâță! Numești un artefact sacru mâță? Numești tu un artefact sacru mâță? Ești mândru că ești român? Da. Te văd că... Da, sunt mândru că sunt român. Da, sunt mândru. Așa, mă! Să fii mândru că ești român! Am fost nu prea feng shui acum, am vorbit tare și mult. Camerele trebuie aranjate, bucătăria cu sufrageria, să vină după cuvinte, bucătăria cu sufrageria, camera... Un fel de arhitectură? Un fel, așa, camera de dormit a copilului cu camera de părinți ale ei. Camera de dormit a copilului cu camera de dormit a părinților lui. Așa, una lângă alta. Adică ce, să aranjezi casa? Da, exact. Și grădina dacă o aranjezi după capul tău, nu trebuie să aibă și ea un sens, da, tot așa, feng shui, o armonie, o... Da, pe asta e important. O grădină. De exemplu, unde pui zambila și unde pui codița șoricelului? Păi zambila o pui pe un rând, codița șoricelului pe un rând. Hai, mă! Eu am o carte cu creaturile mitologice acasă. Care sunt ele feng shui? Unele da, unele nu. Dragonul chinezesc. Care este feng? Shui. Și mai știi și despre Kung Fu. Kung ce? Kung Fu. Eu am auzit de Confucius. Da, și eu știu despre Confucius. Ce știi despre el? E un învățat chinez care știe să facă Kung Fu. Dar eu am înțeles că există un fel de hartă, da? După care te orientezi când îți aranjezi camera. Da, știi despre regele Artur și... Da, tu știi despre regele Artur și cavalerii mesei rotunde. Ia spune-mi despre ei. Regele Artur este omul care a luat sabia Excalibur de pe muntele Avalon. Ce munte, mă? Avalon. De pe... De pe o insulă. Aha. O insulă simplă. Acea insulă era păzită de o zână, de un castel de zâne și de un balaur cu patru capete. Stai, mă, că deja îmi vorbești de Albă ca Zăpada, de Ispirescu, de ăștia. Nu! Ce spui tu mie de balauri, mă? Ce, au existat balauri vreodată? Zâne au existat vreodată? Acum există zâne în Dorobanți, dar atunci nu existau.
Ba da, existau pe timpuri vechi. Eu nu știu să fie... Îl știi pe... Tu știi că atunci exista și zei. Ce erau zei? Zei erau protectori. Adică niște oameni? Da. Cu puteri? Magice. Care nu trăiau pe pământ, trăiau în cer. Ei erau locuitorii cerului. Nu erau îngerași. Și pe Dumnezeu, ca acum ar fi Dumnezeu, Zeul Suprem, îngerași și ceilalți zei. Crezi că eu aș putea fi un îngeraș? Nu! De ce? Pentru că îngerașii sunt deștepți și tu nu. Știi, când se făceau antrenamentele Kung Fu, când se făceau antrenamentele de luptă Kung Fu, atunci se dădea într-un ban mare, atâta de mare, se dădea cu un băț care avea se dădea și făcea bong. Și atunci începeau și când se termina, se dădea în spate și făcea bong. Ați văzut? Ianțu nu știe colegii de la primă. Nu știe cu cine lucrează. Nu știe pe Uidu și Găinușe. Nu știe... Eu nu știu cum îi cheamă pe tine. Uia de la Mondeni. Nu știu cum îi cheamă. El ar trebui să știe cum îi cheamă. Nu eu. Sunt colegii lui. Vă dați seama foarte repede. Da? Eu nu înțeleg. E rușine de mine că eu sunt mai deștept decât el? Sau poate o să ne dea la... Acum este invizibilă și a apărut în taplatul și l-a făcut steană de piatră pe Virgilianță. Cred că a venit o zână bună și l-a făcut înapoi. N-ar fi stricat. Așa, să continuăm. Dar despre despre politică ce știi? Eu știu că pe primarul meu îl cheamă Antonie Solomon. Dar de unde ești? Din Craiova. Solomon? Da, Antonie Solomon îl cheamă pe primarul. Dar de unde vine numele ăsta Solomon? Dacă ești așa deștept. Solomon e un nume. Nu, cine a fost Solomon? Este Solomon și cu David. Solomon mai apare și în evreie. Solomon și cu David sunt frați. David e împăratul evreilor. Și eu am fost la Moise, la muntele Sinai. Lasă-l, vorbesc prostii. Nu știi nimic. Solomon, ce-a făcut? Ce-a lăsat el? Solomon e primarul. Ce? Lasă-mă cu primarul capitalei. De unde vine numele Solomon? Mi-ai spus că nu știu cu evrei, ai bălmăjit-o, nu știi nimic. Ce a construit el? Solomon și-a construit el singur primăria. Pe președintele țării? Da. Cum îl cheamă? Crin. Crin? Da. Eu aș crede că Băsescu. Tu pe fostul îmi spui acum sau pe care? Băsescu îl cheamă, normal că îl cheamă Băsescu. Îl cheamă Crin. De unde? De la Antonescu. Cine e Antonescu? A fost unul. Cine a fost Antonescu? Hai că te văd. Antonescu a fost cineva care nu știe și care n-a fost niciodată. N-a existat niciodată. A fost un general. A fost un general. Ha, nici nu știi ce a făcut. Eu știu că în arăm... Eu știu general... Bun, continuăm. Cu primarul tău, Solomon. Solomon e primarul. Eu stau în Craiova. Și ai auzit de Craiova.
Primul meu contact cu Craiova a fost unul nefericit. Dar să spunem că este în regulă și nu-ți port pică, n-ai tu nicio vină. Zi. În Craiova avem numărul McDonald's, nu avem Carrefour, n-avem Kika, avem numai Real, Bila, Selgros, Metro. Vedeți-mă! Vedeți ce fac eu pentru voi, colegii mei de la vânzări? Unde vinzi? Îmi spui și mie. Unde se poate la ora asta ce să mai faci mofturi? Acum, noi unde suntem? Dacă vinzi, de ce nu te duci la vânzare? Pierzi vânzarea. A, să mă duc director de vânzări? Da. Crezi că știu să vând? Și eu nu... Ia, îmi spui cum îl cheamă pe... Pe ultima regina Egiptului. Pe ultimul faraon al Egiptului. Stai, tu zici de ultimul din ce perioadă? Stai că au mai fost... Din perioada... Tu zici ultimul... de ăsta de... De cine? Ramses. De Ramses îmi zici? Nu, de Cleopatra. De Cleopatra, zice, aia e altceva. Și sub labele Sfinxului la Colos. Ce zici? Ce zici? Sub labele Sfinxului la Colos s-au descoperit o intrare, un templu. Ce legătură avea Cleopatra cu asta? Pentru acolo e, acolo e mormântul lui Cleopatra. Bă. Sub Sfinx. Dar zi-mi tu cine a fost Nefertiti? Soția lui Akhenaton. Și Akhenaton a schimbat religia Egiptului. Nu e adevărat. Dar cine a fost? Eu știu despre Akhenaton că avea o boală ciudată. Ftoriazis. Cine a fost? Akhenaton a avut o boală ciudată. Avea gâtul lung. Avea gâtul lung, era capul și scurt, mare. scurt, capul mare, umflat. Lunguieț? Lunguieț, da. Și se speculează niște... Are degetele lungi la mână. Și se spune că n-ar fi de pe planeta noastră. Avea o boală ciudată. Se fac astfel de speculații. Cam așa. Dar tu știi că pe Mercuria sunt oameni... Iar vorbești. Pe Mercuria. Așa, cine-i doamna? Nu sunt extraterestri cu coarne, cu... Sunt oameni. Au întruchiparea de oameni. Extraterestri pe Mercuria. Crezi că există? Există Mercuria. Dar spune-mi cine a fost Cheops. Că nu știu. Faraonul Egiptului Antic. Și uite că Cheops a avut un fiu, Michelinos a avut un fiu, Chefren, și de aceea au făcut așa, Cheops, Chefren și Michelinos. Și mai știu că piramida lui Cheops e cea mai mare. Cheops, Chefren și Michelinos. Cheops avea fiul pe Michelinos și Michelinos pe Chefren. Și așa s-au mormântat unul lângă altul. Cheops, Chefren și Michelinos. Și eu știu că... Da, că te bag în zona artei, habar nu ai cine a fost? Gioconda. Gioconda a fost o pictură de lui Leonardo da Vinci. Și este o... Oameni buni, stați un pic. Gioconda a fost o giromantă. A fost o amestecătură de fertilitate precum fată și băiat. Din zița egipteană am Isis și de zeul egiptean Amon. Amon și Isis, când și-au pus mâinile, atunci au format-o pe Gioconda. Și Gioconda îi mai zice și Mona Lisa. Mă-mi place când nu știi ceva, improvizezi. Ba, eu știu că... Dar ce înseamnă fertilitate? Adică când un om naște, când o femeie naște copil. Adică e fertilă? Da. Și Nefertiti? Era zița frumuseții. Era fertilă? Nu. Că nu era, că zicea Nefertiti.
Dar Nefertiti, când a murit, a ajuns una printre zei. A fost zeița Frumuseti. Dar era frumoasă? Da. Cum arăta? Vrei să spun cum o cheamă pe soția lui Ramses al doilea? Nu, că nu știi. Și pe fiul lui Tutankhamon. Nu mai... Ce Tutankhamon? Cine e ăsta? Tutankhamon este fiul lui Ramses al doilea și Nefertari este soția lui Ramses al doilea. Și cum s-a numit zeul fertilității? Isis. Amon. Amon era zeul fertilității masculine și Isis... Mă lasă-mă, mă, încolo, mă! Zeița fertilității feminine. Știu. Dar de Howard Carter, când a descoperit mormântul lui Tutankhamon împreună cu... Cine a descoperit, mă? Howard Carter. Așa, bineînțeles că știu. Howard Carter a descoperit mormântul lui cine? Lui Tutankhamon. Da. Împreună, vezi? Că știu. Împreună cu cine? Împreună cu celălalt care a avut probleme că i-a murit papagalul sau canarul. Lui Howard Carter i-a murit canarul. Păi da, pe celălalt l-a înțepat. Cel care a organizat excursia la... Excursia să găsească mormântul lui Tutankhamon. El a fost înțepat de o mușcătură. A fost mușcat undeva. De o înțepătură. Da, de o înțepătură de țânțar. Țar. Și a decedat prin murire și a ajuns unde? Fum. Dar pe cine o să... Pe care copii o să-i mai primești diseară? Mă orientez eu. Probabil că pe un copil deștept care știe o grămadă de lucruri. Cu tine m-am plictisit aici. Nu știi nimic. Ba, eu știu ceva. Câte cărți ai acasă? Păi sunt 36 în pachet. Câte sunt? Eu am acasă cărți 90.000 de mii de cărți am acasă. Eu am 80.000. Prea mic. Da, da, eu le-am citit pe toate. Știi să numeri de la 1 până la 10, ia. Băi, eu înțeleg să nu cunosc mitologia greacă în întregime. Dar chiar așa de... Cine e Atena? Cum adică cine e Atena? E un oraș. Atena e zeița războinică. Am lăsat mai un oraș în Grecia. O fie un oraș Atena, dar unde e și piramidele? N-am stabilit? Piramidele sunt în Egipt și mie nu-mi place să repet. Vrei să știi când o să fiu mare, o să mă fac un nou Howard Carter. Dar să nu ți-e papagal. Nici canar. Am un papagal de jucărie acasă care vrea să meargă în Egipt. Nu, și ți-era dor de el și m-ai luat pe mine. Eu nu te cred că ai fost la piramide. Am fost. Ba nu. Pentru că era normal. Am cerit că sunt în Grecia, grecii nu sunt așa de dezvoltați cum credeam. Ia, dar fast food în Egipt există la piramide fast food-uri. Să decideți. Nu. Ei să decidă? Da. Au zis... Mai există sau nu? Vezi? Au zis că nu există, mă. Știai că Tutankhamon... Tu știi cum îl chema pe Tutankhamon când a devenit rege? Era Tutankhamon! Tutankhamon a venit... Dacă îmi spui că pe Tutankhamon nu îl chema Tutankhamon, înnebunesc. Tutankhamon... Când a devenit, era rege copil Tutankhamon. El a devenit faraon de mic. Și când a murit canarul lui Howard Carter. Atunci a murit Tutankhamon? Blestem și blestemul mumiei. Blestem sau nu? Decideți voi. Dar
Tu de unde știi toate lucrurile astea? Da, vreau să vă spun ceva despre Grecia. În Grecia, când era secetă, la eclipsa de soare, grecii se adunau în jur, făceau un cerc și în mijlocul dar cercului jur, puneau trofeul Octavian. Și îi cereau trofeul lui Octavian. Ăsta cine mai e? E un trofeu grec. Ascultă legenda. Trofeu, și îi cereau trofeului să dea ploaie în timpul secetei. Ascult legenda. Ai ascultat-o. Vrei să spun o legendă cu o pisicuță? Legenda unei pisicuțe. A unei călugări de la Tokyo, din Japonia. Ce s-a mai întâmplat și cu Japonia? La Tokyo, în Japonia, a fost un călugăr. Și într-o zi cu ploaie, călugărul s-a ascuns sub un copac. Manechineco, pisicuța lui de la templu. Cum îl chema pe ăsta? Un călugăr, nu știu cum îl chema. Și pisicuța lui Manechineco i-a făcut bine, un semn din lăbuță. Femuță, numești tu un artefact sacru, dar pisica aia aducea noroc. Se găsește la magazinele. Mâța, deci ce-i cu mâța? Mâța i-a făcut semn din lăbuță. Numești tu un artefact sacru, mâță? Cum să-i spui tu mâței? Mâța i-a dat din labă călugărului și călugărul a venit. Și când a intrat în templu călugărul, ce-a făcut artefactul? A trăznit pe copac fulger. Era să cadă pe el, că s-a ascuns sub acel copac. Aha, și așa s-a născut fulgerică. Cine e fulgerică? Nu știu nici eu, am zis și eu. Și în cinstea pisicuței aceea s-a inventat Manechineco. Era o pisicuță care dă din lăbuță. De să vă la magazine. Ne dă din lăbuță și aduce noroc. Acum am înțeles de ce erau jucăriile alea și statuetele alea cu pisicuța care dă din mânuță. Da. Și se auzea o melodie în magazinul ăla aceeași de la dimineață până seara. Cum se numește? Da, erau în China, mă. Cum? Nu în Japonia. Pisicuțele alea le-am văzut în China. Și în egiptenii adorau foarte mult animale. Dar lasă-mă, cum ai greșit o chestie, gata, o dai pe Egipt. Lasă-mă aici, în China, Japonia, unde mă descurc și mai bine. Pentru și că... Ying și Yang, știi din ce e format? Din ce? Negru și alb. Și alb are un punct negru și negru are un punct alb. Deci e așa de greu. Mai vreau să-ți spun... Și așa acasă semnul Ying și Yang. L-am acasă. Am acasă semnul Ying și Yang. Am acasă. De unde știi tu lucrurile astea? De prin cărți. Cu Egiptul știu de la desenele din Tutenstein. Cu o mumie. La Liechtenstein. De la Tutenstein. Tutenstein, dar tu să fii Tutenstein. De la desene cu Tutankhamon. Am înțeles. Și... Eu știu că sceptru Ankhu este o cruce. Cum avem noi crucea simplă, așa au egiptenii crucea Ankh, care e simbolul vieții. Să-mi spui și mie când te oprești. Tu știi că m-au ținut la preselecție, ore. Așa vreau să vă ajut aici, tot ore. Bravo și bine am făcut! Mersi mult, felicitări!